Questi singoli perché cadono abbastanza a tempo. Cavaliere, ahimè, se lo tutti si vede, anche in questione di voto. Si spende da da da. Le cavaliere della tavola ronde, scusa francese. Poi speriamo che gli inglesi fanno questo. Però, dice, gaudiamo, se ne cura, a te da tempo che si tempo. Sartori, ca și dința de astăzi, unire de astăzi, să se teme cu inimă noastră. Cu răsânică, lui Andrei Greșanu, a părut în foaia pentru minte, inimă și literatură. Extraordinar, 1848. Mergea cu elevii de la Andrei și alguna pe cum stau Tâmpa. Pe tâmpa, da. Și când urca o bozea, nu putea cânta. Dar când venea la vale, după ce se urmea acolo, se cânta cu studenții extraordinari. Deci, de român. Nu vă imaginați câtă istorie, câtă filozofie, cât patriotism este în acest timp. Priviți mărețe umbre, Mihai Ștefan Corbini. Întenea Moldova, Transilvania. Preoți cu crucea în frunte, că moartea este bună. Preoți. Erau cei mai buni tribuni. Pentru că nu erau mijloase de transmitere. Se făceau tribuni din loc în loc. Și cei care citeau, au în biserică sempre, care erau preoți. Deci, după neamă, dar câteva ei de preașa. Domnul, și acum să mergem, unde să mergem? Să mergem la ce a spus domnul profesor Ion. Că după 35 de ani, nu? Da. V-ați întâlnit aici. M-a rugat domnul Basilică să le iertați, mă urează tot bumele. Dar vă promite că la 45 de ani, sigur este. Vă rog să-l așteptați cu dragul pe care... Domnule, ce spune? Ani au trecut, din bucurii și de fază, bucurii mari sau mici, din fază de totdeauna de mari, vă faceți amintiri. Cea mai frumoasă amintire este o poveste care începe așa. Eram student. Și atunci, deși au trecut 7 luște, 7 ori 5, 35 ani, 7 ori 5, 35, sau 8 luște de transcendent la arma mater, la sciență, mama spirituală, extraordinară, dumneavoastră l-ați uitat. Și veniți să o vedeți din venire. Este o chestie extraordinară. Noi am fost 7 frați pe față, nu mă băieți. Mama nu știa tot timpul data de naștere. Noi niciodată nu cunoșteam data de naștere. Situație ce situație. Dar în fine, mergem mai departe. Ați venit în acest oraș cu grădină, scrie acolo. Dar nu în programul ăsta. Cu conturi iluzorii, străjuit de atâta de ani, încărcate de culori. În acest oraș al cărții, poezii și iubiri, unde se întrec în grații, fetele cu trandafiri. Este extraordinar. Vedeți dumneavoastră ce frumos. Când se ducea la poeta
Kupila Kazimir. Kupila Kazimir'la Mevlesef Aleksandrina Gafelescu. Nepoata lui Ion Ionescu de la Vreau. Pentru îmbrățișare dorite din partea amândorilor. Arunca pălăria cu un cam Bocșinescu trânceată de ștătător. Și spunea, să oprim timpul Otilia. Dar timpul nu l-a putut de oprit. Pentru că spune deosebire de cel din spațiu care trece prin gări și se poate întoarce din Africa, creierul vieții nu are o singură vieție. Și el trece nu prin gări și prin aer. Foarte interesant. Vreau să avem 60 de ani. La 47 de ani, în Grăileanu, acest doctor, domnul Amur, mare critic, îi scria lui Topârceanu și la unul sunt scălea. Ilie Brăileanu, bătrânul dubitare a mine, la 47 de ani. Cred că era o bătrânețe de cultură. Nu era o bătrânețe cronologică, nu era o bătrânețe cronologică. Nu știu. Nici nu știu cum să pui anii ăștia. La 47 de ani spui. Eu, de exemplu, cel mai trist am fost, mă mărturisesc cu sinceritate, când am împlinit 40 de ani. Am avut ideea că am ajuns pe culmea cea mai înaltă a curbii vieții. Deci începe căderea. Diferența în legătatea mea soției a serizat. Și a spus, vreva tare, te rog și ceva. Haide la un film la Popov. Și ne-am dus la un film la Popov, cu Marcelo Mastroianni. Un film extraordinar. Și Marcelo Mastroianni, mare de artist, ați auzit, nu? Strat Mastroianni, cum să acest seducător, orteia mea, pentru care am o admirație cum nu vă puteți imagina. S-a căsătorit cu prietena mea de la credință, cu Flora, care a rămas credincios toată viața. Interesant. Și el a felicitatea. Adevărata viață începe de la 40 de ani. Bravo! Acum, este de mai mult de bine și de soare. Știam o poveste. Doi ursuleți se îmbrățișau, iar tare. Vreau să ies ca la vieță. Și am venit cu iubul, cu baia a luat pe vreo. Stăteam să îmbrățișau, să felicitam. Când se uită de albări, alături era și un bucurător. Ei îl întreabă. Și Doamne, dar nu te bucuri. Și nu mă bucur. Păi de ce? Și voi ați ajuns acolo mărgând, și eu am ajuns aici. Coborând? Coborând. Nu știu cui sunt de-a dreptat. Îmi spuneți un mastroian sau un dar, din primul dumneavoastră s-a trăit în Iano Saude, nu? Ba da, ba da. Am să împlinit 60 de ani. Asta și eu am primit 50 de ani, hai să fac 40 de ani, mai 50. Vă rog să mă gândesc sincer. Dacă trebuie să mulțumesc cuiva, trebuie să mulțumesc cel de sus. Dăruitorul a fost cu mine extraordinar. Mi-a dat timp de 38 de ani. Vă rog să mă gândesc, dacă muream la 50 de ani, era mort definitiv. Așa, sincer să vă spun, mai sper. Pentru colegii mei, în cei 38 de ani de zile, când am trăit la Șaibă,
ma ho 60 giorni la carico qua dentro, mi sono accettato. Desce di alta. Talento a fare su giri di quella che ti esterna. Dalla lunga si fa scevare, questo è un talento nativo, e viene da quella, dal talento munci. Scegli ovunque, io mi sto ordinando. A Zambrini, scienze italiane. La scienza italiana fare liceo, sono facoltati, perché in primizia, come sentenza troverò, esiste una scuola universale, dove non è un campo di chiarezza. Se ne dà le tue chiarezze, hai assorbito. Scuola di scuola di se vă bucurați. Eu vă spun, nu știu dumneavoastră, domn profesor Leonte, dumneavoastră ați făcut cu profesorul Jucu. Când eram conferențiar, Sandu Birgă era director la stațiune, profesorul nostru împlinise 70 de ani. Noi, ce se întâmplă? E o situație când ești mic, când ești tânăr, vrei să fii mare. Și când ești mare, ca dracu, vrei să fii tânăr. Nu prea merge. Dar și noi era profesorul Revăruț. Vă amintiți de el, nu? Da. Eram aici cu profesorul Magazin, ne făcuse șef de lucrare. Și fetele și băieții când trecea pe la noi, bună ziua, domnule! Ce dracu mă știu? Și atunci am hotărât cu Petrică Magazin, mai când ne întâlnim, am onoarea domnului profesor. El n-a spus, am onoarea domnului profesor. Când ne salutam așa, ne-am zis, tăp, ce mi se poate? Nu, n-am spus nimic, Magazin. Ce tot vă respectați atât? Când Magazin îi spune, tovarăși rector, nu vă supărați. Ne respectăm noi, că nimeni nu se iubește. Și vă spun că am avut vorba și la el și eu zic, vorbă, tovarășul Cota, eu aveam fază numitare, vezi, spune, disciplinarea altuia, nu am mai spus la profesorul lui. Și domnul nu-i interesat de disciplinarea căruia vreau să mă mă. E simplu. Și atunci ne-am dus la altcineva. Cum să facem să plece? Și face o sărbătorie. Și am făcut o sărbătorie. Nu mi-am mai făcut o două, trei, dar n-am plecat. Face sigur, n-am mai lucrat doar. Și într-adevăr am făcut o sărbătorie. Era un om răsune. A venit. Giosanu era președintele sau consiliul. Dar mare adunări naționale, ministrul, Nicunescu. Ion Ceaușescu, ministrul învățământului, Balac, era aici un om extraordinar. Toți au vorbit foarte frumos, a răspuns și profesorul Jucu, dar răspunsul care l-a dat profesorul Jucu, și toți mi-ați arătat niște merite extraordinare pe care eu nu le-am cunoscut până acum. Și dar nu vă supărați. Cel mai frumos discurs care l-a ținut aici, este colegul meu, conferențiar Cota Valeriu. Măi, eu am rămas, bă, cum poate să fac asemenea? Rămați. Greșeală, domnule. În prezența unui asemenea Valeriu, s-a rămas și-a uimit Duhul lui. Ce vă uit, mă uit la dumneavoastră și sunteți mirați. Ăsta este adevărul. Un asemenea discurs, eu nu l-am mormântări, mă rog. Și tovarășul Cota, mă adresez dumitare și prin dumitare mă adresez tuturor. Eu n-am murit, domnule. Eu am ce aici dumitare.
Este adevărat că nu mai funcționează ca altă dată. Tot am venit. Că zic, profesorul, așa e, ajung. Ce să mai vă spun de vârstă? De vârstă, eu știu, poate că iese din cadru, dar mergem la mai înaltare. În Tom Jones. Când am gândit, când am plinit 70 de ani, a lăsat 50 de milioane de lei, 50 de milioane de euro, 50 de milioane de euro, pentru cel care va descoperi elixirul. Tinerețe fără bătrânețe și viața fără de moarte. O atitudine. Marele pictor, că scapă numele acum, a lăsat cea mai frumoasă zestă de tablou la Ermitaj în Rusia și la Londra, la Paris. Un sfârșit era și Madonna, Dona Lisa, nu? Mona. Da, de Michelangelo. Nu? Mona Lisa. Extraordinar. 10 ani a lucrat la ea. Și când a murit, i-a lăsat un cadou lui François Premier, Francesc I. Erau trei mari, regi atunci, Henri, Francesc și Carol Vito. Avem și noi mânia de la armata lui Carol Vito. A fost unul din voivozii noștri de la Codan. Vedeți dumneavoastră, astea sunt situații. La 70 de ani, de exemplu, eschimoșii, când împlinesc vârsta asta, s-au ceva mai devreme, în momentul când nu mai au dinți în gură sau nu mai au posibilitatea să mestece carnea crudă, îi încredențează inghețiilor lor. Dar de obicei, când ajung la această vârstă, eschimoșii pleacă singur. Am vizitat și eu, când am privit, și am vizitat, nu chiar, nu ne-a dat voie, este pe mai mult de 40-50 de ani. Și ne-am văzut la un trib acolo. Interesant, când ajung o anumită vârstă, îi se iei copac. Și mai mulți tineri decât se iei copac. Și cei care mor, cei care cad, sunt omorâți cu vieții. Și m-am întrebat ce părere. Domnule, nu mă spune. Din naștere bucureșteană, în al doctrii ieșeană, a venit și-a făcut facultate la Iași, pentru că a auzit de viața studențească exaurea. Și Agatea Bărsescu a mers pe toate scenele Europei. Era mare, teribil de mare. La un moment dat, tot la 60-70 de ani, a vrut să scrie memorie. Și s-a dus la Mihai Codreanu, mare scenarist. El era directorul teatrului. Dom'le, dacă v-am plictisit, vă rog și mă iertați. N-am aplaudat. Gândiți-vă în asta la altă parte. Actele de la altă parte, vă știți că eram odată cu Mangelon. Marele marșpațian de la Iași, care contribuie la zborurile NASA.
Souvent, ces partisans se font venir la terre à chaque pays, il y en a trop pas. Bah, donc, le bâton. Mais, on parle, et donc, il fait tout le dernier, il fait tout le dernier, il dit, franchement, papa, et pleure. Je suis tout le monde, il y a des gars, mais que tu peux t'avoir le désir. Nous, on est professeurs, nous, on va pas plus ici. Nous, drague, tu m'as d'un point de vue, je suis en train de t'asseoir.